14 iunie. Pomenirea Sfântului Proroc Elisei. Prorocul Elisei a trăit cu 900 de ani mai înainte de Mântuitorul. Când Dumnezeu binevoit a luat la el pe vârstnicul proroc Ilie, el i-a descoperit lui Ilie că l-a ales pe Elisei, fiul lui Șafat, din seminția lui Ruben, din cetatea Abel-Meholah, ca următor lui în slujirea prorocească. Ilie i-a descoperit apoi lui Elisei ce îi descoperise lui Domnul și l-a îmbrăcat în mantia lui, cerând cu lacrimi de la Dumnezeu că a îndoit să-i dea lui Eliseu harul său. Elisei îndată și-a părăsit casa și familia și-a urmat lui Ilie. Când Domnul a răpit pe Ilie în carul cel de foc, Elisei a rămas să ducă mai departe slujirea preoțească cu o putere încă și mai mare decât a lui Ilie. Prin marea sa curățenie și marea sa râvnă, el a fost întocmai cu cei mai mari dintre proroci, iar prin puterea covârșitoare și tainică pe care i-a dat-o lui Dumnezeu, el i-a întrecut pe toți. El a despărțit apele Iordanului precum odinioară Moise despărțise apele Mării Roșii. El a făcut dulce apele amare de la Ierihon. El a umplut cu apă tranșeele de apărare excavate în războiul cu moabitenii. El a înmulțit unde lemnul din vasele văduvei celei sărace. El l-a înviat pe fiul femeii Șunamite. El a hrănit 100 de oameni cu 20 de pâini mici. El l-a vindecat pe Niman, căpetenia de oști de boala leprei. El a lovit cu lepră pe sluga lui Gehazi, din pricină că acesta s-a mândrit. El a orbit toată oștirea siriană, iar altă oștire a pus-o pe fugă. El a prorocit multe care aveau să se întâmple poporului și unor oameni îndeosebi. El s-a odihnit la adâncile sale bătrâneți. Pomenirea Sfântului Metodie, Patriarhul Constantinopolului. Metodie s-a născut în cetatea Siracuzei din Sicilia. După ce și-a încheiat strălucit studiile seculare, el a fost uns monah și a început să ducă viața tuturor nevoințelor într-o mănăstire. Patriarhul Nichifor l-a luat pe Metodie în slujba lui. În timpul domniei împăraților iconoclaști, Metodie s-a făcut cunoscut pretutindeni ca apărător neclintit al cinstirii sfintelor icoane. Pentru aceasta, răul împărat Teofil l-a surghiunit într-o insulă în care se aflau și doi criminali de drept comun, zăcând în temnița umedă de acolo timp de 7 ani, fără lumină și fără hrană suficientă ca într-un mormânt. În timpul împărăției drept credincioase împărătese Teodora și a fiului ei Mihail, Metodie a fost eliberat și ridicat patriar, după cum îi prorocise mai înainte Sfântul Ioanichie cel Mare. În prima duminică din Sfântul și Marele Post, Metodie a intrat solemn cu icoanele în Sfânta Biserică și de asemenea a alcătuit un canon la cinstirea lor. Neputincioși într-o albirui pe Metodie, ticăloșii și necurații eretici au plătit o desfrânată care a ieșit și l-a clevetit pe Metodie, cum că patriarhul ar fi avut necurate legături cu ea. Întregul Constantinopol s-a ridicat cu mânie împotriva acestei murdare calomnii. Cu toate acestea, neștiind cum alți arate poporului înșelăciunea, patriarhul și-a învins pudoarea, și-a desfăcut hainele și a stat gol înaintea curții care se întrunise pentru o anchetă. Și astfel toți au putut vedea trupul uscat și topit de postire aspre și priveghere al patriarhului. Atunci curtea a văzut în întregime calomnia aruncată asupra lui. Auzind acestea, poporul a strigat de bucurie, iar mârșavii eretici au fost dați de rușine înaintea tuturor. Apoi acea nenorocită femeie a recunoscut că a fost plătită să rostească murdara acuzație și să grească cele rele asupra Sfântului lui Dumnezeu. Astfel, cei care au voit să ucidă bunul nume al patriarhului nu au făcut altceva decât să-i sporească faimă. Acest mare apărător al credinței s-a odihnit cu pace la anul 846 și s-a strămutat la locașurile cele cerești ale împărăției lui Dumnezeu. Pomenirea Sfântului Ioan, Mitropolitul Efahitelor.
Acest Ioan era supranumit Mavron, negrul. El a fost un bărbat foarte învățat în științele cele din afară și, de asemenea, a fost un bărbat foarte duhovnicesc. La bătrânețile sale, sub împărăția lui Alexios Comnenul, Ioan a fost înălțat mitropolit al efaitelor. El este mai cu seamă cunoscut pentru vedenile pe care le-a avut cu sfinții Ioan Gură de Aur, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Vasile cel Mare, vezi ziua de 30 ianuarie, care i-au arătat că slava lor în cerul una, împreună și aceeași este, și i-au cerut să rânduiască o zi de prăznuire anume pentru toți trei. După vedenile avute de mitropolitul Ioan, certurile în popor au încetat, căci până atunci poporul era despărțit, socotind unii pe Ioan, alții pe Grigorie, iar alții pe Vasilie ca fiind cel mai mare. Sfântul Ioan acesta a mai alcătuit minunatele canoane către preadulcele Iisus și către îngerul păzitor al vieții omului, precum și alte scrieri de suflet mântuitoare. El a adormit cu pace la anul 1100. Pomenirea sfântului cuvios Nifon. Acest sfânt Nifon s-a născut în ținutul Arghirocastron, în satul Licov, și a fost fiu de preot. Încă din tinerețile lui el a iubit singurătatea și rugăciunea. Această dragoste a lui l-a atras în cele din urmă la sfântul munte Athos, unde a dus viața nevoințelor mai întâi la peștera sfântului Petru, Atonitul, iar mai târziu în pustia de la sfânta Ana. El nici măcar nu voia să guste pâine, ci se hrănea doar cu ierburi și rădăcini. Unii invidioși l-au acuzat că urăște pâinea, dar el, repede și ușor, a scuturat de la sine această acuză. În cele din urmă, el s-a făcut împreună nevoitor cu Sfântul Maxim, Capsocalivitul. Din pricina marilui iubiri pentru Dumnezeu, Nifon a fost dăruit de el cu darul facerii de minuni și al străvederii. El a vindecat bolnavii cu rugăciunea și cu ungerea cu un de lemn sfințit și vedea limpede evenimentele din trecut și din viitor. Despre sine, el a prorocit că va muri în postul Sfinților Apostoli. Când a răsărit ziua adormirii lui, el a zis fraților strânși în jurul lui: „Să nu plângeți, ci mai vârtos să vă bucurați, căci în mine un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu veți avea, într-o mântuire a voastră.” Iar la urmă a zis: „Acum este timpul să plec.” Și și-a dat sfântului suflet în mâinile lui Dumnezeu la anul 1330, în 14 zile ale lunii iunie. Cugetare. Marele sfânt Ioan Gură de Aur a zis cu sfânta sa înțelepciune: „Locul nu ne va mântui dacă nu împlinim cu scumpătate voia lui Dumnezeu.” Există o istorie a unui monah care viețuia odată într-o mănăstire în care 5 frați îl iubeau, iar unul îl grăia împotrivă. Din cauza acestui singur frate care îi făcea supărare, monahul a plecat în altă mănăstire. Dar și aici erau 8 frați care îl iubeau, dar 2 care îi grăiau împotrivă. Și atunci el a fugit într-o a treia. Dar aici, dacă 7 îl iubeau, se aflau 5 care nu l-aveau la inimă. Pornindu-se el acum spre a patra mănăstire, a cugetat pe când mergea pe cale. „Până când voi tot fugi din mănăstire în mănăstire? Pacea nu o voi afla nicăieri în lume. Mai bine mi-ar fi mie să câștig sfânta răbdare.” El a luat atunci o bucată de hârtie și a scris cu litere mari: „Voi îndura toate pentru dragostea Domnului și Dumnezeului meu Iisus Hristos.” Când a intrat în cea de-a patra mănăstire, a văzut că acolo doar unul îl iubește, pe când toți ceilalți îi sunt împotrivă. Dar cu răbdare el a îndurat toate jignirile. De câte ori cineva alocăra, el scotea acea bucată de hârtie și citea: „Voi îndura toate pentru dragostea Domnului și Dumnezeului meu Iisus Hristos.” Și așa, cu răbdare, el a îndurat toate insultele în cea de-a patra mănăstire, până când toți frații au început să-l iubească, iar el a rămas acolo până la moartea lui. Luare aminte. Să luăm aminte la minunata umblare pe apă ca pe uscat a Domnului, Matei 14:25. La cum Domnul, umblând pe mare, i-a strigat lui Petru: „Vino!” Iar Petru a pornit a merge pe apă ca pe uscat,
dar din pricina credinței lui slabe a început să se scufunde. La cum Domnul mă cheamă și pe mine să calc pe apele și furtunile patimilor, dar eu, deși pornesc, mă scufund în ele din pricina credinței mele slabe. Predică despre smerenia care vine înaintea măririi. Iar smerenia trece înaintea măririi. Pildele lui Solomon 15:33. Aici mărirea care se are în vedere este cea adevărată, iar nu cea falsă. Ea este mărirea cea veșnică, iar nu cea care piere. Mărirea care este de la oameni este o mărire care piere, pe când mărirea care este de la Dumnezeu este veșnică. Cei pe care îi slăvesc oamenii de fapt sunt lipsiți de slavă, pe când cei pe care îi proslăvește Dumnezeu sunt cu adevărat slăviți. Domnul nostru le-a zis cărturarilor iudei: cum puteți voi să credeți când primiți slavă unii de la alții și slava care vine de la unul Dumnezeu nu o căutați? Ioan 5:44. Vedeți cum deosebește Domnul între slava de la oameni și cea de la Dumnezeu? Iar despre sine El a zis: slavă de la oameni nu primesc. Ioan 5:41. Căci cel care primește slavă de la oameni călătorește pe calea trufiei, pe când cel care primește slavă de la Dumnezeu merge pe calea smereniei. Sfinții lui Dumnezeu erau cei mai smeriți robi ai lui Dumnezeu. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era împotobită cu cea mai adâncă smerenie, căci a căutat spre smerenia roabei sale. Luca 1:48. Dar cel mai smerit dintre cei smeriți a fost Domnul însuși, începătorul acestei întreceri într-o smerenie. În timpul vieții lui pământești, smerenia a trecut întotdeauna înaintea măririi. Fraților, așa trebuie să fie și în viețile noastre, dacă dorim cu adevărat adevărata mărire. Căci dacă smerenia nu va fi înaintea măririi, atunci mărirea niciodată nu va veni. O, Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Învățătorule al nostru și pildă supremă a vieții noastre, Cela ce e singura noastră mărire și măritorul tuturor celor blânzi și smeriți, insuflă-ne nouă smerenia ta cea tainică și negrăită, căci noi pre Tine te lăudăm, Ție ne închinăm și Ție îți mulțumim în veci. Amin.